Tu să-ți străști scenariul tău sexual cu tot ceea ce cuprinde, ceea ce crezi tu că ți-ar plăcea. Dragă jurnalule! Scenariul meu sexual, după care le confruntăm după pe După cer... care îl citește ea și se duce la poliție. Eu îl credeam un pic mai așa, dar în halul ăsta... Din categoria ce conținut a început să mă enerveze pe mine așa în ultimul timp, bă, nu mai pot cu podcasturi de despre relații, bă, băiatule. Sau mai bine zis, cu așa zi și psihologi de pe TikTok. Unii dintre ei zic niște chestii kind of true, dar în același timp nu m-aș baza pe ce zice omul ăla doar pentru că este psiholog. E ok să asculți o părere sau și altă părere, dar la sfârșitul zilei tot ca mine aș face. Și sunt de părere că 70% din psihologii din România, bă, sunt niște excroci și cam atât care profită după urma ta. E fix ca la stomatologie sau ca la mecanic. Te duci să faci schimbul de filtre și ulei, afli că mai trebuie să faci ceva. Te duci la stomatologie să-ți faci o carie, afli că mori. Ceva. Și e mega stupid când ajungi să iei decizii în viață sau nu mai poți să iei decizii în viață dacă nu discuți cu psihologul înainte. Am un prieten care mi-a zis că vrea să-și facă un tatuaj și am fost tare, mișto, adică dacă tu vrei să-ți faci un tatuaj, fă -l. Da, dar înainte o să vorbesc și cu psihologul să vedem dacă e ok. Bă, și am avut un moment din ăla de Blue screen, așa eram ce? Nu vrei să-i cer și permisiunea să mănânci dacă tot, că mi-e foame? Păi mănâncă, păi da, dar trebuie să discut cu psihologul înainte să vedem dacă e ok. Nu mă înțelegeți greșit, susțin mersul la psiholog, dar hai să nu o dăm într-o absurditate din asta, știi, și să încercăm să luăm și noi decizii de oameni mari singuri. Dar da, de departe cel mai entertaining lucru este să-i asculti pe acești psihologi care îți explică cum stă treaba în relații sau cum ar trebui să stea treaba în relații. A, mie tot apare acest nene pe în ultimul timp pe numele lui Constantin Cornea. El la bază nu zice rău ce zice, dar când vine vorba de studii, eu nu știu pe ce se bazează el exact. Adică are niște studii din asta, dă niște exemple și te întreb de unde sunt studiile alea, de unde ai trăs tu concluzia asta, adică bazate pe ce? Pe experiența lui? Pe... Haideți să ascultăm puțin bucata asta, să vedem despre ce este vorba. Yeah. Din 10 rău. femei fac sex semileșinate, cel mult în una, două poziții și au senzația că ăla este sexul, nu se implică, nu se implică fizic dacă ai pune un ceas din ăsta să măsori numărul de calorii consumat de un bărbat cu numărul de calorii a unei femei, te gândești că fiecare a făcut sex separat cu altcineva, pentru că nivelul femeilor de implicare, 9 din 10, asta studiile în România, e... 9 din 10. Astea sunt studiile în România. Ce studii? Pe ce se bazează aceste studii? A vorbit cu Cabral înainte, au întrebat amândoi 100 de români. Câte femei fac sex semileșinate? Și răspunsul este geaca. În afară de geaca, ce mai pui în cuier? Geaca. Dacă spui o cămașă cu un sacou și te prezinți la un podcast și zici niște lucruri cu încredere, asta nu înseamnă că ai dreptate, ci că refuz să cred așa ceva, ci că pentru două minute ce să mă mai implic? ci că pentru că nu le place, pentru că nu le stimulez mental un pic înainte, de asta nu se implică spuse o femeie pe nume Lilu, Trilu Lilu. Bă, putem să fim de acord cu toții că subiectul ăsta despre relații, despre iubire, despre sex și așa mai departe, bă, sunt niște lucruri extrem de subiective. Toți au o părere și nimeni n-are dreptate. Inclusiv eu acum, probabil cu video ăsta, nici pe mine n-ar trebui să mă luați în serios. E ok să asculți o părere sau și altă părere, dar la sfârșitul zilei, bă, luați decizii singuri. Cel mai important când vine vorba de relații și așa mai departe, e să-ți cunoști tu propriile valori, ce vrei de la o femeie, ce vrei de la un bărbat. Tu să știi, nu să știi X sau Y pentru tine. Tu să știi ce vrei, ce nu vrei. Evident că nu o să găsești femeia perfectă sau bărbatul perfect, dar poți să faci să fie bine. Dacă există atracție fizică, dacă există interese comune și așa mai departe. Pentru că ce înseamnă la sfârșitul zilei să fii compatibil într-o relație sau cum o văd eu, ca nevoile mele sau nevoile tale să se completeze cu nevoile mele. Cu toate astea, eu nu sunt un expert în domeniu, dar vreau să ascultăm părerea unui expert. De, mai exact, părerea lui Constantin Cornea, psihoterapeut și sexolog. Adică, mi se pare tare. Podcast care este împărțit pe mai multe categorii. Avem aici cum ne alegem partenerul, de exemplu. Ce mai avem? Treburi casnice, unde cauți să afli dacă te-ai înșelat. Sunt mult mai multe categorii. Podcastul ține o oră jumate. Evident că nu o să comentăm o oră jumate, dar vreau să comentăm, de exemplu, bucata asta cum ne alegem partenerul. Haideți să vedem ce ne spune un expert. Cum ne alegem partenerul? Cum facem noi oamenii atunci când ne alegem partenerul? Foarte simplu. Simplificând totul, spun că femeia caută protecție, iar bărbatul caută sex. Femeia se îndrăgostește de un bărbat despre care crede că ar putea să o protejeze. Și uh, protecția aceasta se întinde pe multe planuri. Se gândește că va fi tatăl copiilor ei și că o va, uh, va ajuta în creșterea acestora. Se gândește că va avea un plan disciplinat uh, de creștere socială și în felul acesta va avea o protecție materială. Se gândește că, este, uh, că ar fi bine să fie un om cult cu care să aibă despre ce să stea de vorbă și așa mai departe. Bărbatul se uită doar la femeie, o vede, mi-a plăcut. Și atunci ce îmi rămâne de făcut? Îmi doresc o relație cu femeia respectivă pentru că o plac. Bărbații nu-și pun de cele mai multe ori prea multe probleme despre calitățile femeii. Cam e așa. În primul rând, hai să lămurim asta cu vârsta, pentru că în mod evident se adresează unui alt public. Adică o tipă de 20 de ani, mi-e e greu să cred că o să se gândească la ce a enumerat nenea asta, domnul ăsta. Iar asta cu bărbatul care se uită la femeia, a văzut-o, i-a plăcut, deci își dorește o relație cu ea, este cât se poate de adevărat în primă fază. Și într-adevăr țin să cred că pentru un bărbat contează mai mult aspectul fizic la o femeie decât pentru o femeie la un bărbat. Putem să fim de acord sau nu? Pentru femeie calitățile bărbatului ar trebui să fie multiple și consideră din discuțiile preliminare că acel bărbat o va putea proteja pe planurile enunțate mai devreme, pe când bărbatul de cele mai multe ori este mult mai simplist, el se uită, îi place femeia și din momentul acela consideră că el poate avea o relație și că cu siguranță va fi o relație fericită. Bine, da, nu sunt de acord. Cu siguranță ar putea avea o relație fericită doar pentru că o place. E prea mult spus. Degeaba o femeie frumoasă dacă nu ți dă sentimentul la de acasă. În prima fază, clar, ne îndrăgostim fizic de omul ăla, îți place de el, ești entuziasmat să-l vezi, să o sun, să o iei în brațe, să o pup, să o întrebi ce face, adică da, pot să fiu de acord. În prima fază. Dar există și a doua fază, acum vorbesc de mine personal, în care trebuie să mă îndrăgostesc de tine ca om. Cum ești tu ca om de caracter, pentru că atracția fizică ușor ușor dispare, adică se mai duce e așa cu timpul și rămâi cu omul și dacă nu ți place omul de lângă tine, nu te simți, nu știu, relaxat lângă el. Dacă nu te simți înțeles, dacă, nu știu, habar n-am, trebuie să te cenzurezi, dacă nu pot să glumesc, dacă nu pot să fiu eu de lângă omul de lângă mine, știi? Dacă nu-mi oferă liniște, iarăși, foarte important. Dacă nu-l consider prieten sau și prieten. Adică sunt foarte multe aspecte, știi, pe care trebuie să le iei în calcul și sunt niște etape, etape pe care trebuie să, na, le parcurgeți amândoi ca să vă dați seama de lucrurile astea. Um, o relație are două faze. Faza de cucerire și faza de construcție. Faza de cucerire este marketing pur, pur, publicitate, în care amândoi încearcă să mimeze cea mai bună variantă a lor. Marea problemă este că după tot marketingul și publicitatea respectivă începe filmul. Filmul în care cei doi trebuie să-și uniformizeze valorile așa cum spuneam mai devreme, bărbatul intră pentru că o iubește pe femeia respectivă, pentru că o place și se gândește că toate lucrurile vor decurge cumva de la sine. Nu, nu femeia, chiar. în schimb, în faza de, de, de cucerire, se gândește la toate calitățile bărbatului și cum îl vor fi ei utile mai târziu pentru a construi o relație. Tocmai din acest motiv... Dar vorbește de parcă albă sau neagră, pur și simplu. Cum a zis, o relație are două faze, faza de cucerire și faza de construcție. Pe efectiv zici că e știință exactă. De multe ori, într-adevăr, lucrurile sunt mai simple și le facem să pară complicate în capul nostru, dar nu știu cât de aplicabil e neapărat ce zice domnul ăsta în viața de zi cu zi. Există niște lucruri pe care noi femeile le putem bifa atunci când întâlnim un bărbat care ne place să ne dăm seama dacă este sau nu candidatul ideal pentru ceea ce ne dorim noi, adică dacă ne dorim o relație de lungă durată să și fie candidatul ideal, să nu fie doar o relație pasageră. Da, da, așa cum spuneam în faza de cucerire, fiind doar marketing și publicitate, cei doi nu vorbesc despre ceea ce eu denumesc în terapie de cuplu predictibilitate. Uh -huh. În mod normal, eu te plac pe tine, tu mă placi pe mine și ar trebui în faza de cucerire să lăsăm un pic marketingul și publicitatea la o parte și să ne proiectăm un pic în viitor. Cam cum vedem noi viitorul împreună, ce tip de carieră îți dorești tu, ce tip de carieră îmi doresc eu și cum ne va influența asta viața, pentru că o carieră mult prea deschisă, cu oportunitatea ca tu să întâlnești foarte mulți bărbați, mă poate face pe mine gelos și nici măcar nu știam despre asta până când te-am întâlnit pe tine. Uh -huh. În egală măsură, același lucru și în ceea ce te privește pe mine, la adresa mea. Uh -huh să vedem dacă ne dorim copii și cam câți copii ne-am dorit. Wow, asta așa de la început? De ce nu? Wow. Bineînțeles. E, e, așa, te duci faci un, un test. Uite, bifează aici. cu. Și femeia a fost mirată. Wow, asta așa de la început? Vă rog, eu nu faceți asta. Adică, nu știu, e atât de discutabil, bă băiatule. Bine, asta nu la prima întâlnire. Da, Spun evident. în cadrul primelor întâlniri. Mm -hmm. că... La a doua, la a treia. Bă, dacă de la a doua sau a treia întâlnire ei iei pe sau ei iei pe cu planuri de viitor, cu și așa mai departe, băi, eu cred că îl sperii un pic sau o sperii un pic. Eu așa consider. Par disperat un pic sau disperată. Bine, poate vrei să te asiguri că la aș dorește copii că poate nu-și dorește și pierzi timpul. Ok, asta pot să înțeleg. Dar în același timp, tu îți dorești copii cu ăla, adică voi nu vă știți ca oameni, pur și simplu. E atracție fizică, ok, dar trebuie să cunoști omul, nu? Adică, momentan, ești doar frumoasă. Dacă ești doar frumoasă, eu nu pot să-ți promit, de exemplu, nimic din lucrurile astea, chiar dacă tu ți le dorești, că nu te știi. Știu. Făcând o paranteză, la fel, am o prietenă a ieșit la date, ăla la primul date, i-a zis, mamă, copil, nu știu ce, că îmi doresc că ți-aș face copil. Asta la fel cu ți-aș face copil, îl faceți împreună sau ei face ei și după care o lași? Au mai vorbit una alta, așa au mai interacționat, ca mai apoi să afle că bă, omul în timpul liber era mai mult beat decât și firma pe care o avea, că avea nu știu ce firmă, era în faliment. Și evident că omul nu i-a zis nimic din toate lucrurile astea, adică imaginați-vă doar să fi rămas ea însărcinată cu asta, de exemplu, adică știi? N-ai cum să cunoști un om. Plus că la început, bă e foarte ușor să minți cu intențiile tale, adică și de multe ori ce scos pe gură, cu ce dorești tu de fapt, sunt două lucruri total diferite, adică credeam că am înțeles, am priceput chestia asta. Când din nefericire suntem așa ca două persoane sub efectul drogurilor, pentru că s-a remarcat științific, că în momentul în care te-ai îndrăgostit, toți hormonii fericirii sunt la un nivel extraordinar de mare pe care nu-l mai întâlnim în restul vieții noastre. Uh -huh. Și atunci acei hormoni nu ne mai lasă să fim atât de inteligenți și nu ne mai lasă să fim atât de practici, din nefericire. Pe păi și nu considerați unul psiholog că fix din motivul ăsta nu ar trebui să vorbiți lucrurile astea la început pentru că sunteți sub efectul drogurilor și promisiunile și așteptările s-ar putea să fie mai mari doar pentru că sunteți sub efectul drogurilor. Discuțiile astea trebuiesc avute mi se pare un pic la rece, așa că când vă mai calmați un pic și vă cunoaște un pic și treceți pe, prin niște chestii amândoi. Dacă tu mi-ai spune tot ceea ce îți dorești, poate, poate mi-ai lăsa senzația că vrei să mă controlezi. Uh -huh. Și atunci, în spatele ipocriziei, ajungem uh, să mimăm anumite roluri care nu ne lasă să descoperim unul despre celălalt, dacă într-adevăr avem viziuni de viitor comune. uite uh -huh. te dar viziunile alea de viitor nu să grăbite neapărat așa. Adică chiar trebuie să treceți prin niște lucruri împreună ca să-ți dai seama dacă ăla, nu știu, un tată bun, ea e o mamă bună. Ea descopere dacă ești o persoană care o poate închide sau nu. Uh -huh. um, și de la cuplu la cuplu, diferențele sunt foarte mari. Eu acum am încercat să simplific. Da. Pentru că spuneam, femeia caută protecție, bărbatul în general caută sex. Protecția la. Așa, în general, femeia caută protecție și bărbatul caută sex. Hai să zicem. Dar nu e ca și cum nu sunt o grămadă de femei care și ele, la rândul lor, caută sex și atât. Adică, despre ce vorbim? Eu în terapie de cuplu împart pe portofolii de discuție. Mm. Și spun, un cuplu încă de la bun început ar trebui să vorbească un pic despre bugetul familiei, care cuprinde și uh, cariera ulterioară. Cum ne vedem dezvoltându-ne? Dar câți oameni ar fi sinceri la început? De asta zic că una e să zici niște lucruri și alta e să le pui și în practică și să fie pe bune. Viața sexuală. 9 din 10 femei sunt nesatisfăcute sexual pentru că nu se pot deschide față de partenerii lor și atunci avem și 9 din 10 bărbați nu e și ea curioasă să-l întrebe, adică, da, domnul Constantin, de unde ați tras dumneavoastră concluziile astea? Cum de 9 din 10, cum de 7 din nu știu ce? Pe să știu noi, știu eu. La primul motiv de nemulțumire în cuplu unu, este principalul... Unul dintre cele mai opulente mm -hmm. este cel care este folosit cel mai adesea ca monedă de schimb. Mm -hmm. Nu există Cu asta care pot să fiu de acord. între 3-4 ani de la formarea lui, în care unul să nu vrea mai mult sex... Și unul să vrea mai puțin. N-ai făcut asta, nici eu nu o să fac asta. Păi da, nu o să-ți oferă... Ok, am identificat această problemă, mi se pare foarte serioasă. Mai ales că spui că este un procent îngrijorător de oameni care suferă și păi mi se și pare că... nu întrebați... Că nu întrebați și dumneavoastră, doamnă, domnișoară, de unde procentul ăsta? De unde? Că eu chiar sunt curios. într o uh, căsnicie și nu doar este deosebit de importantă. Și atunci, hai să vedem ce au nevoie femeile versus ce au nevoie bărbații. Păi uite, în terapie le spun foarte simplu, din nou am simplificat lucrul ăsta și am spus, minunat ar fi, dacă legăm o relație, tu să-ți treci scenariul tău sexual cu tot ceea ce cuprinde, uh, ceea ce crezi tu că ți-ar plăcea. Dragă jurnalule, îmi iau oracol, își ia și ia oracol și scriem în oracol, despre asta este vorba, sau un jurnal direct, dragă jurnalule. Scenariul meu sexual, după care le confruntăm După pe cer... care îl citește ea și se duce la poliție. Eu îl credeam un pic mai așa, dar în halul ăsta? Poate îmi rup dracu' o mână sau un picior, cum adică să stau în pozițiile alea și să... Nu există așa ceva, eu cred că e nebun. Uitați și dumneavoastră domnul poliție și a scris să ăsta aici. Ele a... două într-o discuție simplă, liberă. <laughs> într-o seară, cu pahar de prosecco discutăm foarte liniștit și relaxați despre ce-ți place ție, despre ce-mi place mie și ulterior rămânând să ne facem un... Și ulterior te duci și tu la poliție, că poate afli că cine știe, vrea să-ți bage ceva în cur și te sperii. Păi cum să-mi bagi aia în cur, domnul polițist, adică eu, eu cred că nu e sănătoasă la cap. Plan de lucru, numai că din nou spun... Cea mai mare problemă a poporului român este ipocrizia. Toată lumea își dorește ca lucrurile astea să se rezolve de la natură. Am spus asta și am văzut în mediul online. Nu este adevărat. Este o psihologie prost înțeleasă pentru că oamenii, dacă într-adevăr se iubesc, simt nu este adevărat dorința sexuală. Bă, să lăsând glumea deoparte, unele lucruri chiar trebuie comunicate. S-ar putea să simți mai mult decât ar trebui sau mai puțin sau, adică chiar trebuie comunicate. Da. De, de, ce nu o fac mulți? Cred că de rușine, efectiv. Cred că, de, cred că ăsta e principalul factor, de rușine. Parcă dacă se supără, da, dacă îi zic asta, da, dacă poate la început da, nu ești știi, sau nu vrei o... să pari ciudat sau ciudat. O relație sau... sinceră. Uh -huh. Pentru că rămâneam în, uh, în acea zonă ipocriziei în care dacă i-aș spune că reziști doar 3-7 minute iar eu nici măcar nu m-am încălzit, să nu cumva să-l jignesc. Pentru că noi preluăm lucrurile acestea personal. Asta nu este o este un lucru care se pune în discuție. Păi, tata, da, ce faci totuși dacă nu... Era că de prost, ți-ai drumul în șapte minute, păi da... Nu ai același avânt <laughs> pentru relațiile intime, să zicem. Pur și simplu, știi? Și atunci când partenerii ei își confruntă listele, își dau seama că e cam imposibil de echilibrat. Cum adică să stau în mâini și să... Bă, bă, mirceabă, bă, tu nu ești sănătos la cap. M-am dus la farmacie, mi-am luat diclofenac, că nu mai pot de genunchi. A venit iarna, bă, Mircea, bă. mă, doar genunchii. S-a schimbat anotimpul, nu mai pot de articulații și tu vrei să stau în pozițiile astea, mă? Bă. bă, tu nu ești sănătos la cap. Că unul dintre ei are o dorință mai... Uh... O să mai sărim un pic așa niște etape, uite, treburi casnice. Despre ce e vorba? Hai să vedem cu treburile casnice. Din acest motiv am spus treburile casnice ar trebui Ia. cumva împărțite sau, dacă sunt de acord, nu externalizate. După mine asta ar trebui să fie prima listă care ar trebui făcută. <laughs> cu siguranță. Înainte de lista aceea de preferințe uh, în pat, ca să zic așa. Cu o siguranță pot fi multe, pentru că de multe ori se vine în terapie, noi avem o singură problemă, și anume, nu știu, faptul că el a rămas Little Boy, încă ascultă de mai să. Tu pleci cu o singură problemă și pleci cu șapte. Mai sunt o seamă întreagă de interroluri, pentru că noi, într-o familie, de fapt, e ca într-o scenă de teatru, în care noi doi suntem iubiți, noi doi suntem amanți, noi doi suntem parteneri, noi doi suntem prieteni. Noi doi suntem parteneri pe treburile casnice și le împărțim într-o are, nu trebuie neapărat să fie 50 la 50. Putem să le uh, facem de asemenea uh, natură încât să fie cât de cât echitabile. Bă, eu sunt de acord aici, chiar sunt de acord. Și cumva... Și asta e o formă de protecție. Știi că mulți cretini au impresia, păi da, ce atâta proteja, domne? De ce să mai pro atâta protecție? Ce protecție, domne? Vine mamutul peste noi, trebuie să ies pe o stradă cu ea, gata, să ia cineva, trebuie să mă bat cu ăla. Nu oh, mai e domne chiar așa. Și aia e o formă de protecție cu treburile casnice te implici și tu, ajuți și tu. Dacă, nu știu, îți schimbi jobul sau își schimbă jobul sau pur și simplu se întâmplă niște lucruri și nu mai e, nu mai e timp să faci curat nici tu, nici el, vă luați o femeie de serviciu, o plătiți și o dată pe săptămână, 300-400 de lei sau cât așa și la fel și cu mâncarea. Și acolo se poate negocia, adică ok, nu-ți place să faci sau nu-mi place să fac, mai face maica mea, mai face maica ta, mai mergem în oraș, mai nu știu, mai comandăm strictul necesar, ar trebui să-l facem amândoi, să știm amândoi să să facem strict necesară. La mâncare gătită nu mă bag neapărat. Dacă ei îi face plăcere și știe să facă, Doamne ajută. Dacă nici ea nu știe și nu îi face plăcere, nu pot să zică mamă ce nasol. Dacă o femeie stă și la cratiță, dacă nu știu, are grijă de copil, dacă habar n face curat prin casă, dacă, 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 o să-și pierdă din femeia aia mișto sexy pe care o vrei, ți-o dorești să știe, are sens ce spun. Adică vrei și aia și aia și aia, dar vrei să arate și bine să și bine să E greu. Acum nu știu, Mircea poate habar n-am. Vrea să vină acasă să miroasa ciorbă. A simțit mirosul de ciorbă Mircea i s-a Eu vreau să mi se scoale femeie, nu la mirosul de ciorbă neapărat. Acum n-a, fiecare cu pi***ții. Uite, mai e încă o chestie. Stai că eu le am pe ale mele. Păi, te rog. Fii Constantin. La fel, printre multele comentarii și pentru că și pe mine mă macină chestia asta, A, tot referitor la treburile castice, foarte multe femei se plâng de faptul că bărbații lor nu doar că nu le ajută, dar atunci când li se cere să facă ceva, spun da, cum se face? Pun întrebarea asta, știi, da, cum să fac? Și atunci, frustrează. Caută, ești bărbat, adică descurcă-te, firea drecu de prost. Rarea femeie e și mai mare. Adică, păi, google-it sau, nu știu, sună pe cineva și întreabă, eu cum am făcut deja știind lucrurile astea, știi? Și devine extrem de frustrant. Este asta o problemă cu care tu te confrunți în cabinet, cabinetă? Intra trebuie așa. să, bă, nu știi, nu trebuie să, că nu știu, că îi zici rezolv. Dacă îi zici rezolv, faci ca tine, oricum, că, na, na, măcar să, na. Așa cum spuneam, negocierile de cele mai multe ori se întâmplă între portofolii diferite. Uh -huh. acolo tu unde nu ești satisfăcută de faptul că eu nu te ajut în casă pe mine mă frustrezi că nu mi-o sex, pe tine te frustrezi că nu te ajut la treburile casnice și fiecare consideră că are propriul adevăr da. pe când adevărul este întotdeauna la mijloc corect ar fi și eu să te ajut pe tine la treburile casnice sau așa cum spuneam pentru cuplurile care își permit Nu ar fi fie să fii și externalizate. Tu. că până la urmă nu luat o femeie să-ți fie femeie în casă Iată. Minunat ar fi să-ți permiți o doamnă care poate câștiga o anumită sumă de bani și vă poate ajuta o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni la curățenie. Am pus un pic pauză mai devreme, dar aparent am zis cam aceleași lucruri. Avem segmentul ăsta, iată, bărbații pot iubi două, trei femei deodată. Hmm. Stai să ne întoarcem la treaba aia cu bărbații pot iubi mai multe femei odată. Oare de ce n-ai uitat? Constantin, ce credeai? Mie, aia mi-a rămas aici. Orice ai zis o trec cu Sunt convins. explică -mi. Sunt convins. există doi americani, soții Stone, care vorbesc despre o teorie de, dezvoltată cu mult timp înaintea lor. Iarăși, de Iarăși, băie, cu teorii, cu soți, cu daste, cu mamă, cărți. Care cu... cu... mă... spune că noi avem o personalitate de bază și o seamă întreagă de subpersonalități. Bărbații în general sunt ușor mai hedonici decât femeile mm -hmm. Femeile în România sunt uh, Un fel de Cu scuzele de rigoare în marea lor majoritate Un fel de fefeleaga cu bator. Vin de nicăieri, se duc spre niciunde Sunt supărate și triste Nu știu exact de ce Da, tu ești Tu ești vinovat pentru ceea ce îi se întâmplă ei Nu vrea să vorbească cu tine despre asta Nu vrea să găsiți soluții Ea vrea să faci ce -ți spune ea E, 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 e puțin adevărat, puțin mai mult. Și singurul lucru real pe care îl poți face din experiența mea e să zici da și să faci ca tine. Pentru că n-ai nicio șansă altfel. Și asta cu comunicarea, foarte frumos comunicăm, dar de multe ori ele nu mai comunică. Dacă nu e ca ele, ele nu mai comunică. Dar sunt foarte așa pro comun, Hai să comunicăm. Dar nu e ca mine, deci nu mai comunicăm. Voi, femeile, vă renegați dorința sexu sexuală. Pentru că tu la tine la muncă, dacă tu ai muncit într-o clinică, eu aș lucra într-o clinică, prioritatea ta este să nu se vadă dacă placi pe cineva. Pentru că este de ajuns să se știe că placi pe cineva ca să fii denumit într-un anumit fel. Nu mai vorbim că dacă te-ai culcat cu o singură persoană, deja societatea te blamează total. Păi societatea niciodată n-a fost de partea lor în contextul ăsta. Pentru un bărbat a fost și în continuare cumva e cool să aibă mai multe femei. Adică, na, e bărbat. Pe când femeia, dacă habar n are și ea la rândul ei pe cineva sau automatic faza e că bărbații nu se implică chiar atât de mult emoțional. Cel puțin așa se zice, cumva doar se zice, pentru că dacă femeia într-adevăr e mișto, e foarte greu și pentru un bărbat să nu se implice emoțional deloc. Spre deosebire de tine, eu sunt bărbat. Societatea spune că dacă m-am culcat la clinică cu două asistente și trei doctorițe, băi, sunt chiar răsărit. Iată. Asta spune societatea. Chiar asta spune. Societatea. Și atunci bărbatul, bărbații rămân undeva la dragoste. M-am îndrăgostit de tine, ești obiectul meu preferat. După 3-4 ani mai apar colegele astea care, ce să spun, sunt ispite. Și Biblia vorbește despre ispite. Insula iubirii, bă, tata. Iar Biblia, ca și îndrumător, făcând o glumă proastă de altfel, spune să nu prea curvești, nu să nu curvești. <laughs> okay? ah, super. Okay? Ah. Și atunci bărbatul înțelege că să nu fie prea. Ok? La femeie, din nefericire, toate modelele din Biblie sunt în dezavantajul vostru. Uh -huh. Ok? are ori în afară de Fecioara Maria găsește un model emblematic. Dar este chestie de alegere, pentru că, repet, s-ar putea să strici ceva pe termen lung pentru nimic, efectiv. E foarte, e foarte greu să ții o relație în ziua de azi. Pentru că există și Instagram, există multe chestii, există cum... Dar asta e problema, că ai impresia cumva că poți să înlocuiești treaba aia, ai impresia că ai mai multe opțiuni, dar în realitate nu ai prea multe opțiuni, real. Ai, doar treci cu impresia că ai. Și chiar dacă ai opțiuni, o să realizezi, poate te realizez că opțiunile alea nu sunt la fel de bune ca. Da, cumva e trist pentru că în ziua de astăzi, dacă vă certați de la ceva, chiar și lucruri banale, e mai ușor să zici în capul tău: "Bă, o înlocuiesc sau o înlocuiesc" decât să rezolvăm treaba aia, decât să știi. Și uite și ajungem să ne plângem ca proștii. Femeile de bărbați, bărbații de femei. Real, ar trebui să fim o echipă, adică și bărbații au nevoie de femei, cum și femeile au nevoie de bărbați. Acum cumva e o ceartă din asta mi se pare, efectiv. Eu am dreptate, tu n-ai State. E un schimb din asta de, păi da, și o pot, ce era cum mai îmi trebuie, că și eu pot. Și ajungem cumva să ne certăm și să ne urăm între noi când nu ar trebui să fie despre asta. Vreau să ne mai uităm un pic așa la categorii categorii mai avem pe aici. Dar cred că iese efectiv clipul ăsta, cred că este două ore. Am vorbit foarte mult. Uite, cele cinci ingrediente, o luăm cu sfârșitul ca să închidem ca să vorba. aia, cele cinci ingrediente pentru o relație perfectă, haideți să vedem. Câteva dintre ingredientele pentru o relație de cuplu sănătoasă, care ar fi principalele, să zicem, cinci? Dacă sunt cinci? Uh, în primul și în primul rând, afecțiunea. Uh -huh. uh, de ambele părți. De ambele părți. Afecțiunea trebuie exprimată și de tine și de mine. Și eu... Sunt de trebuie acord. să fac complimente și poate nu m-am trezit în cele mai bune toane, dar spun bă, ai aceiași ochi frumoși pe care ai avut întotdeauna. Mm -hmm. Ți-aduc ție bună dispoziție și voi primi o energie foarte bună din partea ta, mm -hmm. ceea ce ne va uh, stimula ziua uh, pe mai departe. Okay. Deci exprimarea afecțiunii în primul și în primul rând, oricând. Bă, îți de acord, da, la un moment dat, nici să fie foarte, ori decât, nici să fie foarte mult, adică s-ar putea să-l sufoși pe ăla sau să o sufoși pe aia, adică înțeleg, de acord, dar până într-un punct, pentru că dacă simți deja, sau simte la că deja îl sufoși, adică s-ar putea să dai o dai într-o chestie de aia de mai, mai, mai lasă-mă un pic. Are sens ce zic? Prin propoziții, prin mângâieri, prin atingeri, prin promisiuni, prin planuri de viitor. După trei date planuri de viitor. Prin rememorarea... Ceea ce denumim noi în mod spun eu, greșit, comunicare, este descărcare de frustrări. Comunicarea presupune, uite, eu cred că avem o problemă. Nu-mi place un anumit lucru pe care tu-l faci așa. Hai să discutăm cu argumente pro și contra. Spuse ea în timp ce aruncă cu televizorul după tine. <laughs> să vedeți și argumente pro și contra sunt în momentul în care femeia e geloasă. Bă băiatule, și înțeleg, adică poți să un pic de gelozie acolo. Bă, da, sunt unele femei mâncavați gura voastră, efectiv se frică să ți frică să te mai uiți la femei pe stradă. Se frică să te mai uiți la femei pe stradă că dintr-o dată te sună dintr-o dată e în spate una după ceafă. Ce faci, mă? Te-ai la aia, handicapatule. Să te ferească Dumnezeu de femeia geloasă la modul la nasol și extrem de posesivă. Și la fel și de bărbatul la E ceva rău, mâncava și gura voastră, că aia nu mai e relație. Aia e direct pușcărie, efectiv. Că ori am înțeles eu greșit, ori tu nu ești dispusă să faci anumite eforturi, Or da, el vorbește foarte ca... Bă, într-un cont... inclusiv într-un context ăsta de, de curățenie, de nu știu câți oameni ar putea să vorbească atât de calm precum o face omul ăsta acum. Ideal ar fi să se întâmple, să comunici civilizat, frumos, calm, fără să urli, fără să... Da, e foarte greu. Ori consider că tu faci prea multe eforturi pe multiple planuri, dar pe planul ăsta nu mai vrei. În oricare dintre variantele acestea găsim soluții. Mhm. <sus> Nu trebuie să mergem pe ideea că noi dacă ne iubim, cu siguranță suntem jumătatea celuilalt. Trebuie să... Asta cu soluțiile, v-am zis, mi se pare, da, se pot găsi soluții, doar că în ziua de astăzi, cea mai la îndemână soluție mi se pare înlocuim. A, păi da a făcut aia, 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 nu-mi place aia, 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 eu vreau asta, 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 o să înlocuiesc. Trecem mai departe, vedem. Poți să înțeleg în momentul în care, nu știu, relația aia îți aduce mai multe lucruri nefericite decât fericite. Înlocuiești, e normal să, înlocuiești, să vrei să înlocuiești, e mai prost să rămâi decât să... Dar oamenii se ceartă acum, mi se pare, la niște chestii atât de, atât de minore, atât de... Bă, din nimic, efectiv, din nimic și sunt la modul, bă, gata. Să lucrăm, pentru a deveni jumătatea celuilalt. Pentru că într-o relație de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, indivizi se dezvoltă diferit. Ok? Mm. Înaintează în vârstă, suma experiențelor se schimbă. Mm. Uh, au mai mult succes sau mai puțin succes? Sunt mai bolnavi sau mai puțin bolnavi? Au dezvoltat anumite adicții și nu sunt conștienți de ele? Suntem într-un cuplu pentru a ne sprijini. Și sprijinul înseamnă, băi, uite, eu cred că tu fumezi prea mult. Nu e treaba ta, e de obicei răspunsul. Sunt nervoasă și e tăcă. Bă, hai să facem ceva, să fii mai puțin nervoasă ca să fumezi mai puțin. Cu ce te pot ajuta în privința asta? Cu nimic, handicapatule. Păi, n-ai tu cu ce să mă ajuți. <laughs> ce? Trebuie să am, că de aia suntem o echipă. Ok? A, hai super. să facem ceva. Când îți vine să fumezi, nu știu. Hai să ieșim împreună să ne plimbăm. Hai luăm un câine. Hai să facem ceva. De la fumat la luat un câine. Ok? Și ia un pai din ăla de servit. Cu... Și și o pisică, că o să rămâi mă. cu pisica, ia Aș uite, fune... mă duc după lapte, bă. <laughs> Dar trebuie să avem disponibilitatea negocieri. Comunicarea presupune enunțarea unei probleme și... Nu, nu, nu zice rău, doar că e extraordinar de greu să... Cred că nici 1% din oamenii care se uită acum la clipul ăsta n-ar putea să aplice ce zice omul ăsta. Au impresia că ar putea, poate pe moment, doar că... Găsirea unei soluții practice ori prin compensare, ori fix vis-a-vis -vis de problema respectivă. Așa cum spuneam mai devreme, tu spui, da, mie mi-ar plăcea să, spel pe Bă, să, să spăl pe jos. Bă, chiar n-am de gând vreodată să mă turi să spăl pe jos. cred că am muncit îndeajuns ajuns de mult ca să nu mai fie nevoie să fac treaba asta. Tu ții cu tot din adinsul să fac asta. Bă, dar uite, compensez, nu știu, cu pastele alea. Nu e de ajuns. Dar compensez cu, uite, îți cumpăr Nu e de ajuns. Atunci nu mai e negociere. Mm. Atunci înseamnă, pentru că, de fapt, în cuplu, este o bătaie pe control. Și fiecare consideră că valorile lui sunt cele care ar trebui să determine funcționarea cuplului ulterior. Bă, a zis o chestie foarte interesantă cu care chiar sunt de acord aici. A zis o chestie foarte interesantă și problema e când ajungi cumva să te îndoiești de propriile valori. Acolo, acolo e fact up, adică te, 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 face la sau aia te face cu capul încât la un moment dat să te întrebi, bă, da, oi fi o prozmă, foarte shady zona aia, e foarte shady. Pe când valorile tale peste valorile mele, cu restul valorilor pe care le-am mai învățat, cum spunea Iorga, numai nu a prost, învați în experiența lui. Deci te învați în experiențele altora. Okay? Aici nu sunt de acord. Înveți, într-adevăr, și din experiența altora, dar tot pe tine trebuie să te doară ca să realizezi. Bă, sunt prost. Adică Cred că am citit de a ajuns de mult și eu, ai citit de a ajuns de mult și tu. Și hai să facem în așa fel încât cea mai citit din Dostoevski, cea mai citit din Tolstoi, cea mai citit din, nu știu, din Balzac, cea mai, um, piesă de teatru cea mai plăcut ție, ce film ai mai mi -a plăcut mie, hai să le ducem în casă. Hai să le facem și noi. Da, e foarte frumos ceea ce spui, dar eu cred... Dar nu prea e aplicabil. că încă unul dintre e motivele greu, pentru care cuplurile... Nu mai au atâta dorință de a comunica, sau sunt prea obosite să încerce. Este și faptul că au o luptă zilnică pentru supraviețuire între ghilimele, da? Să producă bani, să aibă bani de. Mm. Aia, 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 aia. Și asta se poate discuta. Dacă eu simt că ai venit acasă dărâmată de lupta ta cu viața. Datoria mea morală, făcând parte dintr-o echipă cu tine, este să te întreb ce se întâmplă cu tine. Că poate nu ești pe drumul cel bun, poate consum mai multă energie decât ar trebui. Uh -huh. Păi, ce se întâmplă dacă și tu ești, probabil, la rândul tău, fix în situația aia și n-ai chef, adică și tu ești în ale tale și aia e în ale ei? Din acest mo motiv spun că marea majoritate a problemelor anunțate sunt uh, scuze, nu motive. Pentru că pot deveni motive în momentul în care l am discutat împreună de 20 de ori, am apelat la un specialist, băi, și chiar nu e rezolvare. Ok? Da, da. E foarte important să comunici, dar cel mai important e să și înțelegă omul la ce comunici tu. Pentru că degeaba comunici, dar îmi zici ceva dacă eu înțeleg altceva și degeaba îți zic eu ceva dacă tu înțelegi altceva. E foarte importantă comunicarea, dar de, de multe ori fiecare înțelege ce vrea și acolo cumva se produce ruptura. Dar overall, uh, nu consider că am dreptate, v-am zis, nu, 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 nu vă luați după mine. Uh, sunt foarte debatable subiecte, adică tot ce ține, v zis, de iubire, de sex, de căcat, dragi laci. sunt niște lucruri extrem de subiective și cumva fiecare are o părere. Overall, așa cumva, nu zice rău ce zice omul ăsta, doar că, nu știu, uneori mi se pare că aia, uite, de exemplu, la început cu 3 date sau cât a zis, în prime cadru cadrul primelor întâlniri să vorbiți cu aia nu ți de acord. Și una e să vorbești și alta e să aplici, să, că mulți vorbesc, Da. Știi când vine vorba de fapte și faptele le vezi în timp. Plus că sunt foarte mulți oameni care vin cu o listuță din asta, așa, păi eu vreau asta, asta și asta. Că până la urmă fiecare e cu nevoile lui, știi? Ca să ai asta, asta și asta și eu vreau asta, asta și asta. Se poate? Nu se poate și mă rog. Ca o concluzie, cred că asta ar fi. Toată lumea are o părere, nimeni nu are dreptate în contextul ăsta de, v-am relații, sex și așa mai departe. That's it! Like, share, subscribe, mă găsiți și pe contul de Instagram, Andrei.cosmină ne auzim data viitoare.